Când am fost la cele 7 biserici din Apocalipsa, în Turcia, la Efes am avut un ghid, evident, musulman. Avea în jur de 82-83 de ani. Bătrânelul acesta, așa de frumos ne-a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat la Efes, încât am avut impresia că a fost contemporan cu Apostolul Pavel. Așa frumos ne-a introdus în toată istoria din Noul Testament. În această seară aș vrea să vă invit în imaginație într-o excursie la Ierihon. Sora Florentina, dacă Domnul ajută, va merge peste câteva săptămâni acolo. Imaginați-vă că ghidul ne ia și ne conduce și ne explică Ierihonul, cel mai vechi oraș locuit alături de Damasc din toată istoria, evenimentele care s-au petrecut la Ierihon. Și evident că vom fi captivați să vedem locul unde iscoadele au fost găzduiți de Rahav și apoi cum le-a dat drumul ca într-o aventură, folosind o frânghie, o funie de culoare roșie, funie cărămizie. Înainte însă de a le da drumul pe zid, în afara cetății, Rahav a avut o discuție cu ei și le-a cerut promisiunea că atunci când vor cuceri Ierihonul, ea și casa ei să fie salvați de distrugerea care avea să vină. A spus, știm, am auzit ce a făcut Dumnezeu de când v-a scos din Egipt. N-avem niciun dubiu că veți veni și veți cuceri cetatea. Dar atunci când veți veni, promiteți-mi că pe mine și casa tatălui meu mă lăsați cu viață. Și ei au spus, vom face ce ne ceri. Numai când vom veni și vom intra în țară, lasă funia asta roșie să atârne pe geam și noi vom vedea funia și te vom lua pe tine și pe toți cei ce sunt în casă cu tine și îi vom salva. Și spune în capitolul 2, la versetul 21, fie după cuvintele voastre, și a luat rămas bun de la ei și ei au plecat. Ea a legat funia cărmizie la fereastră. Mesajul este o continuare, este partea a doua la mesajul de dimineață și chiar la cel din seara aceasta. Duminica viitoare va fi întâlnirea de la masa Domnului, dacă Domnul va îngădui. Cuvântul de ordine la cina Domnului este fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. De aceea, în seara aceasta, ar vrea să fie o avanpremieră, o pregătire și pentru masa Domnului de duminica viitoare, dar și pentru masa Domnului din cer, când vom fi împreună cu El. Ce reprezintă funia cărămizie? Reprezintă exact aceleași lucruri care le-au reprezentat sângele în cartea Exodului când a venit îngerul să-i scoată pe evrei. Dumnezeu le spune, sacrificați mielul și luați o parte din sânge și ungeți ușiorii ușii, mai puțin pragul de jos. Când va veni îngerul să distrugă pe întâi născuța a Egiptului, va vedea sângele. Am predicat odată pentru evrei, îngerul Domnului a trecut peste Egipt.
Pentru egipteni, îngerul a trecut prin Egipt. Sângele vă va sluji ca semn. Și apoi, în nou legământ, tot sângele, nu al unui miel, nu o funie cărămizie, ci sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat și pocăiții spun amin. Și dacă sunt și prieteni și spun amin, Dumnezeu să-i ajute să intre chiar acum sub protecția sângelui. Ce reprezintă funia cărămizie? În primul rând, funia cărămizie este semnul încrederii. Semnul încrederii. Spune, ea a legat funia cărămizie la fereastră, dar nu când au înconjurat Ierihonul de 7 ori, nu atunci. După ce i-a coborât prin geam, imediat, nu s-a dus la culcare, imediat a legat funia cărămizie la fereastră. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că ea a crezut în cuvântul pe care cele două iscoade l-au dat ei și casei ei. Și semnul că ea a crezut era tocmai această funie cărămizie, care nu știa nimeni ce înseamnă. O bătea vântul într-o parte și într-alta, spânzura pe geam, pe perete. Numai Dumnezeu și cu Rahav și cu iscoadele știau că acela e un semn. E semnul că cei din casă credeau că evreii vor veni, că vor cuceri Ierihonul, dar că ea va fi salvată. Semnul încrederii. Exact asta e definiția credinței din Evrei 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și o altă traducere spune, credința dă substanță speranței noastre și ne face siguri de realitățile care nu se văd. Și fără credință, spune scriitorul epistolei către evrei, este cu neputință să fim plăcuți lui. Dar spune Biblia că și draci cred. Și se înfioară. Sunt mai credincioși ca oamenii. Dar nu se supun. În această seară, cineva se uită de sus la tine și la mine. Ar vrea să te întreb, care credință te caracterizează? Ce semn vede Dumnezeu în viața ta? Credința veritabilă? Credința minții? Credința demonilor? Sau credința care te leagă de Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Funia cărămizie este semnul încrederii. Ea a lăsat funia cărămizie la fereastră. Din balconul cerului se uită Dumnezeu la tine. Se uită la balconul vieții tale. Și vreau să te întreb în această seară încă o dată. Poate supărător, I don't care. Eu vreau să fiu liber de sângele tău. Funia cărămizie a credinței. Se vede? Nu trebuie să spui, cum își pun pe la manifestări, pe la manifestații mulți ceva în piept sau ce. Nu, nu, nu. E mai mult decât o frânghie de cânepă de culoare roșie. Credința adevărată e ceva spiritual. E ceva care marchează viața ta. Scumpă zi, scumpă zi. Când Iisus șterse al meu păcat, 17 martie 1974, a fost ziua când am declarat public acest lucru și m-am străduit și mă străduiesc până la sfârșit, și acum am auzit în seara aceasta, perseverez ca să nu mai rămână nimic în viața mea decât funia aceasta a credinței de culoare roșie. Și asta să se vadă. Funia este semnul încrederii.
Dar este și semnul identificării. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă toată familia tatălui tău. The sign of identification. Cum te cunosc oamenii că tu ești copilul lui Dumnezeu? Păi cum? Mă bat cu pumnul în piept. Rău faci. Ai putea să ai dureri la inimă. Trebuie să fie un semn prin care oamenii să te identifice ca și copil al lui Dumnezeu. Semnul acesta trebuie să fie vizibil, nu cu ochiul. Repet, suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte. Nu facem fapte ca să câștigăm favorul lui Dumnezeu și mântuirea Lui, categoric, nu. Trăim și facem fapte pentru că am fost mântuiți și viața noastră este marcată de prezența lui Dumnezeu în ea. Semnul acesta trebuie să se vadă. Spune că când intrăm în țară, vom fi siguri că tu ești acolo, dacă exact prin locul în care ne-ai coborât, vom vedea funia. Și mai, dacă citiți textul, spune, dacă nu, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. Funia asta a credinței, a identificării, vreau să știți că o vede în primul rând Dumnezeu. Viața mea e înaintea lui Dumnezeu în primul rând. De aceea azi dimineață am spus că noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Când am fost slujitorul bisericii, biserica mă manipula să fac ce vrea biserica. Când am fost slujitorul amvonului, mi se cereau să predic cum vrea cu tare și cu tare. Când am fost slujitorul oamenii spuneau, dacă faci ce zicem noi, îți dăm bani, dacă nu, stăm salarul. I don't care. Am depășit toate astea. Sunt slujitorul lui Dumnezeu. Și spun din nou ce am spus azi dimineață, mă rog ca la New Life să avem o biserică de slujitori ai lui Dumnezeu. Amin. Și ăsta să fie semnul că suntem New Life, suntem pocăiți, suntem născuți din nou, suntem copii ai lui Dumnezeu. Funia cărămizie trebuie să o vadă Dumnezeu. Apoi, trebuie să o vadă oamenii. Trebuie să vadă oamenii. Și am apreciat și mesajul de dimineață și cel din seara aceasta. Pocăiții nu sunt chemați să stea într-un staul unde moare turma. S-au construit catedrale în România care sunt goale. Pocăiții, da, intră în biserică, dar biserica are uși pe unde ieșim și mergem în lume. Asta ne frământă acum pe noi, slujitorii. Cum să atingem românii și nu numai nemântuiți din arie? Nu cu afișe, nu cu serbări, nu, ci cu o viață trăită după voia lui Dumnezeu. Știți ce se spune despre primii creștini? Erau necărturari și de rând, dar au priceput că fuseseră, că umblaseră cu Iisus cea mai grozavă mărturie. Ce-i viața ta, spune poetul? E o peniță cu care scrii mereu pe drum. Și apoi la ultima portiță ce ai scris pe-a drumului tăbliță nu se mai șterge nici de cum. Mi-aduc aminte de cineva care făcea navetă cu autobuzul. Și mergea la serviciu și într-o dimineață era târziu, se grăbea să prindă autobuzul, dar în drum spre autogara o bătrânică trăgea săraca după ea o sacoșă mai grea decât ea. Și pocăitul ăsta nu s-a mai uitat la ceas să prindă autobuzul. I-a luat sacoșa bătrânice și au ajuns la autogară. Autobuzul întârziase, Dumnezeu știe cum să le rezolve. Dar când a părăsit-o, s-a despărțit de bătrânică, bătrânica s-a uitat la el și a zis, muică, maică,
O, nu cumva ești pocăit? Că nu m-a pocăit să mai fac de astea. Ce te identifică, virgulă, ca și pocăit? Ce vede Dumnezeu în viața mea așa ta? La ce văd oamenii? Și vreau să știți că la semnul ăsta nu se uită numai Dumnezeu și nu se uită numai oamenii, se uită și diavolul. Voi sunteți, sau noi suntem o priveliște, un spectacol, dacă vreți. Și pentru cer, dar și pentru iad. Dacă cerul se bucură, iadul nu se bucură. Nu se bucură că ai venit la New Life în seara aceasta. Nu se bucură că azi dimineața ai ridicat mâna că vrei să slujești lui Dumnezeu. Va încerca să-ți bage bețe în roate, să te întoarcă. Nu se bucură diavolul. Numai că noi suntem din aceia care nu dăm înapoi ca să se piardă. Noi ne-am declarat proprietatea lui Dumnezeu. Și mărturisim în această seară că Iisus Hristos este Domnul. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim. Noi suntem ai Domnului, mărit să fie numele Lui. Funia cărămizie este semnul identificării. În ultima seară, în cea mai teribilă noapte din univers, în camera de sus, după ce l-a desconspirat pe Iuda și a plecat să-și încheie tranzacția cu marii prehoți, Domnul Iisus degajat, deși avea în față Ghețimanii, Golgota, mormântul, el spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Pocăința înseamnă să iubești pe verticală și să manifesti dragostea pe verticală, pe orizontală. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată ființa ta și apoi pe aproapele tău. Cine spune că iubește pe Domnul și urăște, sau românește spune, n-am nimic cu el, e tot una. Este un mincinos și mincinosul se duc în iad. Să uită cerul la viața mea și la viața ta, să vadă dacă funia cărămiziei este semnul încrederii, dar asta dacă mă și identifică. Dacă viața mea e o mărturie că Iisus Hristos este Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă ceasurile, zilele, săptămânile, lunile și anii i-am folosit și îi folosesc pentru slava și pentru gloria numelui Său. Și în al treilea rând, funia cărămizie este semnul izbăvirii. A venit Iosua, au venit evrei, în chip miraculos au cucerit Erihonul, zidurile au căzut la cuvântul lui Dumnezeu. Și spune că după ce au cucerit Erihonul, Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți cei ai ei. Ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. Poza de la mijloc este semnificativă. Zidurile căzuseră. Rahav și cu familia ei sunt înfățișați de pictorul creștin acolo. Dar undeva pe zid, în dreapta, de la geam în jos, atârră funia. Când au venit și au văzut funia, ordinul era, locul acela trebuie să fie protejat. Acolo locuiesc ființe care ne-au salvat, nu ne-au trădat, care au crezut în cuvântul nostru. Și semnul e acolo, acolo nu distrugeți, acolo rămâne viață. Pentru că de acolo am fost lăsați în viață. Au putut să mărturisească, parafrazez acum, iscoadele. Și imaginea din stânga este imaginea completă
a funiei cărămizii. A sus la Golgota, pe o cruce, cu semnul de o lance străpuns, la tainica vremii răscruce, ne așteaptă cu lacrimi Iisus. Rahav și cu casa ei au plecat cu evreii, dar la geamul casei lor, și poza din dreapta jos e semnificativă, a rămas un simbol. Vreau să știți, când va veni Domnul Iisus să răpească biserica, nu va veni la fratele Chiera să ceară registrul de membri al Bisericii New Life, nici vorbă, nu va fi timp pentru așa ceva. Nu va întreba, tu ai fost în echipă, tu ai slujit, tu n-ai slujit, nu. Salvarea noastră se va face în funcție de funia cărămizie, de semnele care le avem în viața noastră despre Domnul Iisus Hristos. Iosu a zis poporului, capitolul 6, să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei ce vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Tinerii scoadele au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți ai ei. Au scos afară pe toți ei din familie ei și i-au așezat afară din tabăra lui Israel. Cetatea o ars împreună cu tot ce se afla în ea. Numai argintul, aurul și toate lucrurile de aramă și de fer le-au pus în visteria casei Domnului. Iosu a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți ei și a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care îi trimisese Iosua să-i scodească Erihonul. Va veni o zi când nu zidurile vor cădea, când norii se vor da la o parte și pe nori va apărea Domnul Iisus Hristos. Și un arhanghel va suna cu trompeta și cei ce au murit în Hristos se vor ridica din toate cimitirile, din toate mările, din toate locurile unde au rămas aici pe pământ oasele. Și biserica, și tare mi-ar place să cred că va fi în timpul nostru, biserica și biserica lui Iisus Hristos n-are nume, e compusă din tot ce e sfânt și curat, amin. Biserica, împotriva legii gravitației, va fi atrasă în glorie de magnetul dragostei lui Dumnezeu. Pe care îi va atrage Domnul? Pe care îi va lua? Pe toți aceia! La viața cărora a fost atârnată funia cărămizie, toți aceia care au trăit pe baza jertfei de la Golgota, toți aceia care au mărturisit despre Domnul Iisus Hristos la timp și ne la timp, cu viața, cu vorba, cu banul, cu casa, cu mașina, cu sănătatea, cu libertatea, cu diploma, cu business-ul, cu absolut totul. Și vom fi totdeauna cu Domnul, spune Apostolul Pavel la Tesaloniceni. Câtă pace și liniște! Mereu am confruntări, chiar cu frați pocăiți. Frate, trebuie să ne întoarcem în România, facem acolo o grădină, o seră, facem să avem, să, dacă... Și n-am altă argumentare decât atâta, că Dumnezeu conduce istoria. Și când va veni, dacă biserica va rămâne, când va veni necazul cel mare, știu din Biblie că în Egipt, tot Egiptul a fost distrus de 10 plăgi. Undeva în Gosen era liniște și pace, pentru că acolo era poporul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu cu mâna lui puternică l-a apărat. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. O, lumea asta de nevoi, cum a orbit acum, crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum. Cum răspunzi la mesajul acesta? What is your answer? Apostolul Pavel ne spune nouă, spunându-le celor din vremea lui, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit, funia cărămizie. Și apoi ne spune, uită care e răspunsul nostru. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Asta vrem să facem.
Și mesajul din imagine este: fii un Rahav al zilelor noastre. Și apoi Apostolul Pavel continuă: v-am spus cum trebuie să fiți voi, uite cum sunt eu. Port semnele Domnului Iisus pe trupul meu. Wow! Să fie bătăile, să fie încercările, poate că și acestea. Semnele Domnului Iisus pe trupul lui, în trupul lui, erau însă și altele. Era viața aceea trăită ireproșabil pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Era sacrificiul suprem până la moarte. Apoi spune: uite cum răspund eu la provocarea lui Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică reiau explicația fratelui George: vreți să-L vedeți pe Domnul Iisus? Uitați-vă la mine! Curajos, hă? Foarte curajos! Numai că acest curaj pe care l-a avut Pavel ar trebui să-l avem și noi, amin! Și să spunem sau să trăim în așa fel încât oamenii să-L vadă pe Domnul Iisus. Și în final spune: uite cum mă raportez eu la jertfa Domnului Iisus. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Oamenii sunt ademeniți de o pocăință ieftină. Cineva mi-a spus, un prieten de-al meu, zice, am fost într-o biserică americană, membri, și într-o duminică păstorul a spus: raiul este tare nimerit pentru câini și pisici. Și în momentul ăla am ieșit afară de acolo. Am plecat de acolo. Fugi de pocăința ieftină. Fugiți de pocăința care promite o viață fără necazuri, fără dureri și fără cruce. Fugiți! Fugiți de pocăința care nu aduce lacrimi pe obraj, ci râsete, glumete și bancuri. Fugiți! Fugiți de pocăința fără post, fără înfrânare și fără cumpătare. Fugiți! Fugiți de pocăința care nu lasă urme pe genunchi și care te lasă să stai comod pe bancă și să te simți bine la predică. Fugiți! Fugiți de pocăința care are o ținută în adunare și o altă ținută în stradă, care vrea între sfinți să fie cu sfinții și în lume ca lumea. Fugiți! Fugiți de pocăința fără smerenie, fără renunțare, care mereu cere pentru sine și care mereu arată ce are omul, nu ce este omul. Fugiți! Fugiți de pocăința care are un limbaj volat în curtea adunării și un limbaj indecent la școală. Fugiți! Fugiți de pocăința fără odăiță, fără părtășie, fără dragoste de frați. Fugiți! Fugiți de pocăința care cere minimul, când știți bine că pocăință, ce pocăință a trăit Iisus, o pocăință în care a dat totul. Fugiți! Fugiți de pocăința care pune mereu preț pe exterior, pe aprecieri, pe aplauze și pe laude. Fugiți! Fugiți de pocăința în care conștiința nu vă mustră când păcătuiți, iar cuvântul din predică nu vă mișcă când îl ascultați. Fugiți! Fugiți de pocăința care pătează ochiul și apoi mintea și în timp trupul. Fugiți! Fugiți de pocăința care dă un leu la colectă și apoi zâmbește fericită ca și cum ar fi făcut cel mai mare favor lui Iisus. Fugiți! Fugiți de pocăința care vă cere doar un program de duminică la adunare, iar în rest vă lasă să trăiți cum doriți. Fugiți! Fugiți, pentru că aia nu e pocăință, e o religie, iar religia te duce în iad. Fugiți spre rugăciune și spre pocăința adevărată. Fraților, intrăm în legământ seara asta? Eu ridic mâna să trăiesc pentru Dumnezeu. Dacă și tu, ridică mâna. Ridică să o vadă și Dumnezeu. Spune prin ridicare de mână: fug de pocăința ieftină și vreau să plătesc prețul și să rămân lângă tine până la capăt. Amin și amin. Mulțumesc. Dacă sunt prieteni în această seară care au hotărât să se oprească, să nu mai fugă de Dumnezeu și să vină la Domnul Iisus, nu la New Life vă chem,
la Domnul Iisus. Ridică o mână acolo unde ești. Dacă este măcar un prieten în această seară care spune, mă opresc aici, vreau să merg cu Domnul acasă, ridic o mână. Dacă n-ai ridicat mâna, deschide-ți inima și spune în inima ta, Doamne, te primesc.